Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod din Ser Jurnal. Haideți să vedem care au fost cele mai importante știri de săptămâna asta. Dani Mocanu este acuzat de colegii de breazlă că ar fi făcut la un moment dat acordul în mod corect. Aparent, această faptă este de neiertat în rândul interlopilor. Dani Mocanu susține că eu nu am făcut niciun acord corect. Ce vorbește tu? Să moare familiile mele. Un șofer din Constanța a fost pus sub acuzare de protecția animalelor după ce a fost surprins de o cameră de supraveghere intrând și ieșind dintr-un ren. Șoferul a fost acuzat de zoofilie și riscă peste 10 ani de închisoare. Renul Renault, un ren cu 4 uși, se află acum în siguranță și urmează să primească consiliere psihologică. Platforma Zoom a depășit YouPorn ca număr de utilizatori care o accesează fără pantaloni. Zoom Inc. a făcut anunțul în această dimineață. În comunicatul de presă se menționează că Zoom este acum platforma cea mai folosită de utilizatori în timp ce nu au pantaloni, dar și platforma pe care o freacă cel mai mult angajații din întreaga lume. Totuși, YouPorn rămâne în continuare platforma care generează cel mai mare consum de șervețele și platforma cea mai urmărită cu sonorul oprit, urmată îndeaproape de Fashion TV. O anchetă epidemiologică realizată de DSU arată că emisiunea Asia Express a adus în România coronavirusul. Show-ul Asia Express a mai adus în țară și alți viruși, dar care, din fericire, au ca simptome în principal iritații și mâncărimi, și de care s-au plâns doar soții și soțiile participanților. Academia Română propune revenirea la forma arhaică a cuvântului influencer, și anume pișcotar. Academia Română susține și că primul influencer din lume a fost de origine dacă, pe numele lui Pișcotar Varză, acesta scrijelea citate pe pereți. Dar nu era singurul și soția acestuia, Pișcotar Barză, era tot influencer și arăta viezure. Ce prostie! Gata! Mai mulți cercetători de la Institutul de Teologie Dudești Pârnău au descoperit că Adam, din celebrul cuplu Adam și Eva, ar fi consumat iaurt imediat după mărul din pomul cunoașterii binelui și răului. Cercetătorii susțin că sunt siguri 100% că Adam a consumat iaurt după măr. O combinație de multe ori fatală pentru lenjeria intimă. În urma acestor noi dovezi, Biserica Ortodoxă Română, în frunte cu Preafericitul Daniel, propun schimbarea titlului poveștii din Adam și Eva în Adam și Țeva. La anunțul veștii, Papa Francisc s-a arătat deranjat. În urma unei sponsorizări de la uzinele Dacia, orașul Pitești a fost decorat pentru Crăciunul ăsta cu martori de bord. Aceștia se vor aprinde la un moment dat când îți e lumea mai dragă și fără vreun motiv anume. YouTube trendingul românesc a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Tabul de YouTube Trending, populat în proporție de 90% cu manele și trap, și-a efectuat testul COVID RT-PCR după ce a realizat că și-a pierdut orice urmă de gust. Reprezentantul YouTube România a declarat: am sugerat testarea YouTube Trending când am realizat că se împute treaba și acesta părea că nu-și dă seama. Se pare că nu-și pierduse doar gustul, ci și mirosul. Florin Salam, Vulpița și Viorel se află acum în carantină timp de 14 zile după ce au intrat în contact direct cu YouTube Trending în nenumărate rânduri. O sursă apropiată ne-a declarat sub anonimat că YouTube Trending încă nu și-a revenit, e rău de tot, e o vomă continuă. Vești tragice în lumea comediei. Ultimul comediant român ce nu a fost niciodată la Ai Umor a murit în această dimineață de foame. Marius Tănase, aproape semicunoscut în circuitul de stand-up, lupta deja de ceva vreme cu lipsa banilor. Acesta s-a stins din viață demn, sărac și necunoscut. Contactat de reporterii noștri, Mihai Bendeac a declarat: cine? Compania Victoria's Secret lansează măștile Tanga. Noile măști faciale Tanga se adresează domnișoarelor care vor să-și arate buzele voluptoase, dar să și respecte legea. Măștile Tanga, realizate în parteneriat cu cel mai mare producător de botox din lume, acoperă atât gura cât și nasul. Parțial. Modelul pare să aibă deja super mare succes la influencerițele de TikTok, vânzările fiind direct proporționale cu numărul de cazuri noi de coronavirus.
Acesta a fost episodul nostru de Ser Jurnal. Ne vedem și săptămâna viitoare. Nu uitați până atunci să dați like, share și subscribe.